Am revenit, suntem în direct. Angela Achiței, președintea de România, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara! Suntem în plină vacanță, doar că această relaxare am observat că nu se simte deloc la DV România. Se lucrează mult în această perioadă. Am văzut mai multe proiecte pe care le aveți în derulare vara aceasta, în perioada aceasta. Care este cel mai important? Aș vrea să te întreb pentru început. E o întrebare foarte dificilă. Toate sunt importante și toate, într-adevăr, sunt așa, unul după altul, aceste evenimente venite în portofoliul organizației, pentru că avem și multe proiecte în implementare, dar asta ne ține în priză și ne bucură lucrul acesta și suntem așa azi în Iași, mâine în Republica Moldova, de fapt și chiar acum se derulează un curs în Republica Moldova în domeniul resurselor umane, specializăm oameni din cadrul Academiei de Administrare Publică, dar și din alte tipuri de entități în acest domeniu cu accent pe resurse umane în sectorul de economie socială și săptămâna cealaltă avem o echipă care vine din Ucraina pentru un curs de antreprenoriat social și o vizită de studiu și ne bucurăm că uite cu proiectul accelerator de întreprinderi sociale avem și ce să le arătăm pentru că din 42 de întreprinderi sociale, 19 sunt create în județul Iași, deci avem de unde alege. Multă activitate, multe proiecte noi, dar e bine. Cele mai multe dintre ele finanțate cu bani europeni, clar că acolo este baza. De la Banca Mondială primiți multă finanțare, adică e o legătură strânsă în acest sens? Cu Banca Mondială nu avem mod direct finanțări cu ei, așa. Doar că participăm noi la tot felul de cercetări care le fac ei în sector. Fondurile noastre vin preponderent de la Comisia Europeană, fie că vin prin ministerele de resort din România, fie că vin direct de la Comisia, adică chiar avem trei proiecte în implementare pe care ADV-ul este lider de proiect și lucrăm direct cu reprezentanții de la Comisia Europeană. Dar pe lângă asta, pe lângă proiectele pe care le avem, noi inițiem și foarte multe activități ca parte din misiunea noastră socială și încercăm să facem lucrurile mai frumoase în jurul nostru. Am văzut că organizați în viitorul apropiat o tabără de vară, dacă tot am pomenit de vacanță. Cui se adresează această tabără? Într-adevăr, chiar aș putea spune un concept 4-1-1, pentru că sunt 4 tabere în 4 comunități. Sunt tabere de o săptămână, sunt tabere de zi. În intervale diferite și ne adresăm în special copiilor și tinerilor din aceste comunități. Ne-am gândit că ar fi o modalitate frumoasă să petrecem timpul cu ei, ei cu noi, învățând niște lucruri practice și colegii mei au gândit foarte multe ateliere interactive și inclusiv am recrutat voluntari, mai recrutăm voluntari, deci dacă sunt persoane interesate să ne ajute în organizarea acestor tabere, cu mare drag îi primim și asta ne propunem, vrem să ajungem cu aceste activități la cât mai mulți tineri din comunitate, nu avem o limită nici de număr, nici de vârstă. Așa deci se mai pot înscrie copiii în perioada Sigur, da. Și avem o colaborare foarte bună și cu cadrele didactice din aceste comunități, cu primăriile, bineînțeles, și uite că așa ajunge și informația practic la beneficiari. Încercăm în paralel să atragem și părinții pentru că am pregătit din toamnă niște cursuri de educație parentală pentru părinți, pentru că e important tot în mediul rural. Și în septembrie vom inaugura și 4 centre de resurse în aceste 4 comunități. Avem parteneri cu noi GAL Miroslava, GAL de fapt Sejarea Argentii care are sediu în comuna Miroslava și mai avem 2 parteneri pe acest proiect și încercăm să investim acolo în comunitate. E un proiect care a venit bine într-un fel că e o nevoie foarte mare. Din păcate, nu e foarte bine că avem aceste efecte ale pandemiei care se răsfrângă asupra educației copiilor, dar sperăm cu acest proiect să reușim să compensăm un pic, pentru că exact obiectivul e acesta, să-i ajutăm să recupereze ceea ce au pierdut în partea aceasta de educație și să-i ajutăm să nu abandoneze școala, ci din potrivă să promoveze în următoarea clasă. În paralel, să încercăm să-i orientăm profesional, dar și să le dezvoltăm tot felul de abilități. Iar părinții ce ar urma să învețe din cadrul acestor cursuri?
Cursul de educație parentală e o formare pe mai multe module. În primul rând le dezvoltă abilități părinților de a relaționa cu copiii, de a comunica, de a înțelege mai bine. Avem și sunt o componentă de educație sexuală. Sunt selectați anumiți părinți sau nu neapărat? Nu neapărat. Specificul proiectului este pentru persoane din grupuri vulnerabile, dar acceptăm și persoane care poate nu sunt neapărat din acest grup, să, dacă vor să participe la cursuri, fără nicio problemă. Ele sunt foarte bune pentru părinți, pentru că, din păcate, noi nu învățăm meseria de părinte, nici în școală, nici în copilăria noastră și uite că ne trezim așa că devenim părinți, nu știm cum să gestionăm. Grupul de prieteni este destul de influent asupra copilului, mai este și tehnologia care influențează procesul de educație și iar în mediul trezim... rural e mai gravă această problemă, e clar. Așa este, ea mai are o altă paletă a probleme și alți factori care intervin în procesul de educație, de aceea eu cred că e important să fim acolo în comunitate, acolo lângă acești copii, lângă acești tineri, iar intervenția să fie integrată, adică noi lucrăm și cu copii și cu părinți și cu cadre didactice, investim în dezvoltarea și acestor cadre didactice, în așa fel încât să avem o intervenție integrată în comunitate. Părinții care doresc să se înscrie la aceste cursuri încă o mai pot face sau deja s-au terminat înscrierile? Nu, o pot face în continuare, da, și invit să acceseze pagina noastră de Facebook, pentru că acolo avem toate informațiile, sau chiar site-ul fundației unde avem date de contact, oricum ar ajunge la noi. E simplu procesul de înscriere, deci e simplu, important că se mai fac aceste înscrieri. În altă ordine de idei, am văzut un eveniment foarte important pe 15 iulie, care aduce în discuție piața muncii. Mai mulți speakeri vor vorbi în cadrul acestui eveniment. Te las pe tine să ne dai mai multe detalii. Așa este, avem două proiecte în implementare cu Centrul de Dezvoltare Socială, ei sunt aplicanți pe acest proiect și în care investim în studenți și în partea aceasta de dezvoltare abilităților lor pentru a reuși să intre pe piața muncii și nu oricum, ci în domeniul lor așa. Și cumva direcționați pe ceea ce își doresc sau ceea ce pot face. Și atunci avem o serie de evenimente, printre care și acest seminar de pe 15, care este online, este transmis și pe pagina noastră de Facebook. La fel se pot înscrie în continuare studenți și unde am invitat 10 speaker de top, care vor veni și vor povesti din experiența lor practică, dar și vor răspunde la întrebările studenților. Ne dorim foarte mult să punem în contact piața reală a muncii, acei angajatori sau cei profesioniști care activează în domeniul resurselor umane și studenți și să găsim acel echilibru de așteptări. Mai mult decât atât, chiar astăzi s-au întors din Italia un grup de 14 studenți care au făcut un stagiu de practică prin intermediul acestui proiect în Italia și au vizitat mai multe entități în care angajează specialiști în asistență socială și psihologie, pentru că ei sunt în acest domeniu și au învățat ce se întâmplă în Italia și cum e piața muncii de acolo. Și pregătim săptămâna următoare un alt grup de 9 studenți care vor pleca, de data aceasta sunt studenți de la drept și economie, la fel vor merge în Italia pentru un stagiu de practică de 7 zile. Iar lucrul ăsta este posibil în mod gratuit, pentru că există aceste fonduri europene, deci asta e avantajul atragerii unor fonduri în comunitate și până la urmă a investi aceste fonduri în comunitatea și în oamenii din această comunitate. Îi ajutați doar pe studenții din Iași sau nu neapărat? Vizăm toți studenții de regiunea nord-est, acesta este grupul țintu, da, și practicarea de intervenție a proiectului și eu zic că... Interesați apropo studenții și de la ce facultăți sunt cei mai interesați? Sunt interesați, ei sunt studenți deja, noi vizăm, pe un proiect avem asistență socială și psihologie și pe celălalt proiect drept și economie. Da, da, și atunci ne ducem pe zona aceasta specifică, ceea ce înseamnă stagiile de practică. Dar la aceste seminarii online sau webinare pe care le facem, pentru că avem și un pachet de 32 de webinare pe diferite teme pe care le derulăm online, pot participa tineri din diferite categorii și din diferite colțuri ale țării și
pentru că noi implementăm proiecte și în Ucraina și Republica Moldova, avem inclusiv studenți de acolo, deși nu ne-am propus în mod expres. Am înțeles. Multe dintre activități se derulează în mediul online în această perioadă. Ați menținut cumva trendul în contextul așa acestei este, pandemii? Fără e să... și un avantaj într-un fel, dezavantaj pe altă parte, dar încercăm să... Dar aveți și experiența, apropo. Da, și ne-am specializat și noi și încercăm să le facem destul de interactive, chiar dacă exact. Sunt în zona online, în așa fel încât să avem o retenție cât mai mare a oamenilor în audiența noastră. Propun să aducem în discuție și un alt proiect foarte, foarte important, și anume primul IFN dedicat finanțării întreprinderilor sociale, despre care am mai vorbit, apropo, în edițiile trecute. În ce stadiu este? Avansăm cu documentele, cu tot ce tocmai am primit răspuns favorabil de la Banca Națională, că sunt foarte interesați să sprijin un astfel de proiect. Era ne-au oferit niște de clarificări altfel, da, legate de tot ce înseamnă procesul de înființare. Suntem în linie dreaptă, ne pregătim să derulăm o serie de evenimente în toamnă, cum ar fi Ziua Investitorilor, și vom deschide oficial înscrierile pentru ca oamenii, companiile să devină acționari în acest IFN, pentru că ideea acestui IFN este de a fi a oamenilor, nu este a ADV-ului sau a Patria Credit IFN sau FB, partenerii noștri care sunt pe proiect. Noi creăm acest context, dar încercăm să aducem oameni din sector, inclusiv antreprenori sociali, pot deveni și ei membri în acest IFN. Bun, e o etapă dificilă pentru a deveni acționar? Adică trebuie să întrunești niște criterii, clar. Multe criterii dificile pentru nu a deveni foarte dificile, de asta am optat pentru un IFN și nu pentru o bancă, așa, ca să fim mai flexibili și să încercăm să fim mai aproape așa de nevoile și de potențialul pe care îl avem noi în România. Și eu cred că nu este imposibil. Avem, de exemplu, Banca Etica din Italia, are peste 30.000 de acționari, deci este o bancă a oamenilor, este un alt concept și îmi place să văd așa când se construiesc lucruri cu oameni pentru oameni. Din informațiile pe care le ai, din observațiile pe care le-ai făcut, ar fi oameni interesați? Da, avem mesajele un feedback, pe care le-ai da, primit. Avem un feedback foarte bun. În sensul ăsta chiar am organizat 3 workshop-uri în care am cules feedback de la oameni. Am avut un workshop cu antreprenorii sociali, unul cu mediul bancar, unul cu toată lumea care este interesată de subiect și feedback-ul este foarte bun. Și inclusiv toate aceste informații se vor regăsi într-un raport de țară pe care noi îl pregătim pentru aceste tipuri de instrumente de finanțare. Cum ar trebui să arate? IFN-ul este unul dintre ele, dar dacă tot cercetăm piața, vrem să vedem ce ar mai trebui făcut în această piață și cum se arată această piață. Iar conform proiectului, când ar urma să aibă porțile deschise acestui IFN? Noi vrem să depunem toată documentația undeva în noiembrie-decembrie, iar de la anul să începem efectiv creditarea. Asta este planul. Să fie cu spor. Da. Și mi-am amintit, bineînțeles, de Utildeco. Nu l-am mai pomenit de mult. Ce se mai întâmplă acolo? La Utildeco suntem bine, suntem cu angajări în continuare, adică creăm locuri de muncă. Asta, da, pentru că am reușit și am modificat o legislație care a creat o nedreptate acum câțiva ani acestui sector și s-a văzut, au început să vină comenzi, am mai investit în echipamente și chiar astăzi am testat și cred că sunt în premiera, cum o să spun aici TLM. Am testat următorul produs pe care vrem să-l lansăm pe piață, Obia, este un brand de cafea. Practic am înființat o prăjitorie de cafea și unde vom face import de cafea, vom ambala și vom vinde atât pentru companii cât și pentru persoane fizice. Săptămâna aceasta suntem în partea de traininguri, echipa care se ocupă de acest produs și sperăm în curând să-l lansăm oficial. Va fi una din cele mai mari prăjitorii de cafea din Iași, din ce am studiat noi din piață și visul nostru este mai mult decât atât să reușim să facem import de cafea direct de la întreprinderi sociale din America de Sud, pentru că sunt multe care fac, sunt cooperative de persoane care produc cafeaua și de ce nu să deschidem o cafenea socială la Iași, pentru că noi am înființat prin programul Accelerator niște cafenele foarte frumoase și în Cluj și în Galați, Recuce și am vrea să... Da, revenind la această prăjitorie, nu întâlnim foarte des astfel de idei
de afaceri, e clar. Rar se întâlnesc. Orice persoană fizică ar putea cumpăra de la ADV, de la Utildeco, așa cafea. Este. Da, vom avea, aici prăjită la Iași. Da, vom avea un magazin online. Acum lucrăm și la acest magazin și vom avea produse și pentru persoane fizice, dar și pentru companii. Deci, practic, vânzăm ambele segmente și ne-am dorit ca oamenii să aprecieze că decizia lor de cumpărare a fost una de responsabilitate socială. Foarte tare, foarte tare ideea. Voi fi unul dintre clienți, clar. Cu drag, cu drag și așteptăm să ne oferi și feedback cum a fost. Bineînțeles, bineînțeles. Să ne îmbunătățim. Spuneai, Angela, că voi extindeți echipa în perioada asta sau treptat voi extindeți. Apropo, câți angajați sunt? Suntem în jur de 100, da. 100 deja. Da, mi-amintesc da, când tot grupul, v-am trecut da. Pentru prima dată pragul la Utildeco. Cred că erau în jur de 30, da, dacă nu greșesc. Da, am crescut foarte mult în ultimii ani. Am mai avut noi așa perioade când am ajuns la aproape 100, dar uite că s-a întors înapoi situația roata și creștem în continuare, dar e o provocare mare să asiguri salarizarea tuturor oameni într-o organizație, exact, exact, dar exact. Ne bucurăm și să-l pui pe om. Pe primul loc. Așa de fapt, este. Asta este așa ideea. Este și mai ales că noi lucrăm și cu anumite tipuri de categorii de persoane și nu e atât de simplu. Da, ne pliem și pe nevoile lor și încercăm să creăm un mediu de lucru altfel și e foarte, foarte interesant așa să vezi oameni care vin din piața clasică a muncii și în momentul în care ajung la ADV se minunează că se poate și altfel, că de fapt asta ar fi normalitatea și că uite, salariul, da, este totul pe cartea de muncă, nu altfel, da, pe jumătate da, și așa că mai departe. Concediul de odihnă e concediul de odihnă, adică zilele care ai concediu medical se acordă concediu medical, adică se respectă, de fapt, toate regulile care ar trebui să se respecte. De fapt, oamenii sunt respectați. Și atmosfera asta, oamenii, da, oamenii și climatul organizațional, oamenii să se simtă bine și, uite, am avut un eveniment foarte fain la începutul iunie, unde am făcut pentru toți angajații, au venit cu familiilor, cu copii, am făcut un eveniment frumos la Ciric, pentru că trebuie să știe și familia ce fac oamenii și unde se duc zi de zi și să se bucure și ei un pic de ADV și ce a creat ADV în comunitate. În august avem un team building programat pentru toată echipa. Sunt evenimente pentru că noi investim foarte mult în oameni. Credem în potențialul acestor oameni, credem că trebuie să investești dacă vrei să primești și eu cred că oamenii care sunt în ADV, dacă ar pleca pe piața muncii și ar găsi foarte mult, foarte repede de muncă pentru că știu să facă foarte multe lucruri pentru că am investit la rândul lor în dezvoltare. Și cel mai important, Angela, nu te confrunți cu problema în care oamenii vin și pleacă de la locul nu de prea muncă. Avem fluctuații. Nu, nu, nu. Avem că vin, pentru că ne creștem echipa, dar plecări din echipă, nu. Nu. Foarte nu, important aspectul ăsta și bine. Înțelegem și de ce. Îți mulțumesc, da. Ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. E o plăcere de fiecare dată să fii la noi în platou. Spor în toate. Mulțumesc. La fel și eu mă simt foarte bine aici și mulțumim foarte mult că... Și uite, să vedem realizate toate aceste proiecte, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Cu siguranță vor fi. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.